Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Dumnezeu care l-a înviat pe Iisus din morți, va învia și trupurile noastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în noi. Lăudați-se pe Iisus Hristos! Iubiți credincioși, astăzi mulți am trecut prin cimitir sau ne-am rugat, am venit la biserică pentru a ne aminti de cei dragi ai noștri. O datorie firească față de părinți, rude, binefăcători, cunoscuți, dar și pentru mulți atâția alții, pentru care nu se mai roagă nimeni. Ne facem și în această seară o datorie de a invoca milostivirea lui Dumnezeu asupra tuturor celor care au plecat din mijlocul nostru în semnul credinței, cu această speranță că Dumnezeu îi va răsplăti, va învia trupurile lor pentru viața veșnică. Și vei noi să ne însoțească această speranță că ne vom revedea cu toții în cer. Cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Cururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule, care pe Fiul Tău unul născut L-ai făcut biruitor asupra morții și L-ai înălțat la ceruri, dăruiește-le slujitorilor Tăi răposați harul, ca triumfând împreună cu El asupra morții, să te poată contempla în veci pe Tine Creatorul și Răscumpărătorul lor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectură din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu, iar niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace.
Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitării lor vor străluci și vor alerga ca scânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El, căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu. Cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, când voi veni și voi vedea fața Lui Dumnezeu. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu. Sufletul se topește în mine cum treceam prin mulțime, ducându-mă până la casa Lui Dumnezeu, în strigătele de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu. Trimite-m lumina și adevărul Tău, El să mă călăuzească, să mă ducă la muntele Tău cel sfânt și în lăcașurile Tale. Voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei și veseliei mele, și te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Lectura a doua, iar moartea nu va mai fi. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul dintâi și pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este. Și am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Și am auzit un glas puternic de la tron spunând: iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii. El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui. Și El, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, iar moartea nu va mai fi. Nu va mai fi plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel care șade pe tron a zis: iată, le fac pe toate noi. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui care este însetat, eu îi voi da în dar din izvorul apei vieții. Cel care învinge va moșteni acestea. Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu. Cuvântul Domnului.
măresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăției tale. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte, și după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând: Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăției tale. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite, sfințiile voastre, dragi și iubiți credincioși, am trăit și mai trăim încă într-o atmosferă cu totul specială în anul bisericesc. Celebrarea solemnității tuturor sfinților și pomenirea tuturor morților. Dar nu uităm că între acestea ne aflăm noi. Noi cei care suntem încă pe pământ. Pentru că așa cum ne învață biserica, noi formăm cu ei, cei din ceruri, din slavă, cei morți, îngropați, care se află în purgator. Și cu toți creștinii de pe pământ, un adevărat și unic popor în comuniunea sfinților, în împărtășirea sfinților. Și admirându-i pe sfinții noștri, noi simțim în suflet acea dorință, nostalgie după Dumnezeu, care a sădit în inima noastră ceea ce sfinții au avut și au ajuns să vadă. Astăzi, sigur că ne aflăm mai departe
în lumina acestui mister al vieții, al sfințeniei și al morții. Și trebuie să recunoaștem că în tot ceea ce am întâlnit și întâlnim, există ceea ce psalmul responsorial de astăzi ne spune. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu. O afirmație care este prezentată pe larg în acest psalm, așa cum dorește cerul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu? Această dorință a sfinților, celor care au murit, este și dorința noastră, întrebarea noastră. Astăzi, într-un chip deosebit, am întâlnit o imagine care, de fapt, ne sperie, indiferent cine suntem. Imaginea morții, a cimitirilor, a crucii, a pierderii, acestei dureroase fețe a vieții. Sigur că ne întrebăm cu toții de unde ne vine nouă lumină pentru a pătrunde în acest mister. Ne vine numai și numai de la Iisus. Misterul morții nu este numai misterul de care ne preocupăm noi, cei de azi. Știința sau fiecare persoană în parte, ci este un lucru de care s-au preocupat toți de la început. Pentru că dacă s-au făcut cercetări cu ceea ce au realizat înaintașii noștri preistorie, în istorie, găsim doar multe temple și multe morminte. S-au întrebat și ei, până a venit Hristos, după promisiunile făcute în Vechiul Testament, să aducă o lumină adevărată asupra acestui mister. Moartea nu este o condamnare. Moartea este o treaptă pentru a intra în acea viață după care noi tindem. Avem acea nostalgie. Moartea pe care Iisus Hristos a îmbrățișat-o a devenit așadar pentru noi o poartă prin care intrăm în noua împărăție, noua Ierusalim, noua cetate, în cer unde se află Dumnezeu. E sigur că ne punem o întrebare, cum și-o pun mulți. Ne e teamă de moarte? Mă bucur să vă spun că am întâlnit un exemplu, poate copilăros, dar foarte sugestiv. La un medic a venit un credincios, sigur cu problemele lui de sănătate, cu întrebările lui, cerându-i de la medic, de la domnul doctor specialist, explicația asupra evoluției suferințelor sale. La urmă, îl întreabă pe medic, domnule doctor, ce este dincolo de moarte, de această poartă? Pentru că mi-e teamă când vorbesc despre ea și când știu că vine. Ce este dincolo de moarte? Mi-e teamă. Nu e o problemă doar a acelui ea. Și este și o problemă noastră. Dar medicul a încercat să-i dea o explicație interesantă. Cum era la ușă, gata să iasă, cu mâna pe lanță, cum spunem noi, dincolo de ușă,
se auzeau niște zgomote, un lătrat, zgârieturi în ușă. Și când s-a deschis ușa, a năvălit un cățel și a sărit în brațele medicului. Medicul, rămânând cu întrebarea acelui credincios preocupat de teama de moarte, atunci i-a spus: ai văzut? Acest cățel al meu n-a fost niciodată aici. E pentru prima dată. Dar a știut că aici, dincoace de ușă, se află stăpânul său. Și a venit să sară în brațele lui. Natalia, ești creștin? Da. Atunci trebuie să știi că dincolo de poarta morții se află stăpânul tău. Se află Dumnezeul tău. Se află cel care te așteaptă. Se află cel după care tânjește inima omului. Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră, până nu se va odihni în tine. Iată cine rezolvă misterul morții. Cine ne explică ce se va întâmpla cu noi? Cine a fost acela care a soluționat pentru totdeauna acest mister, îmbrățișând moartea și transformând-o în poartă de intrare în veșnicie, acolo unde dorește sufletul nostru? Și nu este un lucru care nu e adevărat. Toți, absolut toți, cu toții noi, oameni simpli sau oameni învățați, avem o nostalgie după fericire, după împlinire, după bucurii, după fericire. Concret, avem o dorință după cel care este desăvârșit și umple inima noastră. Și acesta este doar Iisus, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, care a venit să deschidă poarta noi împărății, unde nu va fi plâns nici jale, unde nu va fi durere, împărăția veșnică. El vine să ne asigure de acest loc. Și nu numai vine să ne vorbească, ci vine să și arate, vine să împlinească. Dragi iubiți credincioși, noi în aceste zile, sigur că am fost invitați și suntem mai departe invitați ca să reflectăm asupra destinului nostru, asupra sentimentelor noastre, asupra comportărilor noastre, asupra tratamentului față de ceilalți din jurul nostru, în raport cu Dumnezeu. Sigur că am fost la cimitir. Acolo știm că sunt cei care au trecut înaintea noastră. Cei care și ei s-au bucurat de această evanghelie a cerului, a mântuirii, de această evanghelie a transformării morții într-o poartă cerească. Și sigur că ne-am bucurat. Am bucurat știind că ei sunt deja acolo. Ieri am contemplat cerul cu atâția sfinți încât nu pot fi numărați. De fapt, după logica lui Dumnezeu, n-ar trebui să lipsească niciunul. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu a așezat în fiecare om chipul său, imaginea sa, pe care omul o poartă cu el și se simte realizat
numai atunci când se întâlnește cu cel care a așezat chipul în om, în trânsul. Toți ar trebui și să ajungă să se împlinească această dorință puternică pe care oamenii o simt. Dacă ei spun că nu cred, chiar dacă ei își îndreaptă gândul spre alte lucruri, e totuși o nostalgie după cel care aduce adevărata fericire. De aceea, sigur că noi credincioșii trebuie cu adevărat să avem această speranță că atunci când intrăm în cimitir, îi întâlnim pe cei care au mers înaintea noastră să se întâlnească cu cel în care au crezut, pe care l-au dorit și îl doresc. Și acest lucru este pentru noi o lecție, o chemare, un îndemn. Una, să nu-i uităm pe ei, care poate mai au de suferit, așa cum știm, pentru păcatele lor, lipsurile lor, în focul purgatorului. Să-i ajutăm pentru a ajunge să-și împlinească cu desăvârșire dorința lor, să-L vadă pe Dumnezeu. Și al doilea, sigur, ca ei să ne ajute pe noi, să nu ne oprim, să mergem mereu înainte. Să-i întâlnim pe ei, cei dragi, și ei să ne întâlnească pe noi. Mă bucur să știu că într-un cimitir din Austria, Strebersdorf, o localitate cunoscută, există un mormânt, dar acolo nu este cel care a murit, ci acolo este doar o inscripție. Și anume, așa scrie pe mormânt: mă duc acasă și te aștept și pe tine. Care este istoria? Un tânăr soldat în cel de-al doilea război mondial a ajuns, așa cum știm, departe în Rusia, pe front. Mergea bine pentru că era în spatele frontului, dar a venit momentul când a trebuit să plece și el pe prima linie. A primit în acel moment o scrisoare de acasă, de la mama lui. Și în scrisoare mama îi spune așa: tu trebuie să vii acasă, te aștept și te iubesc. Tu aștepți clipa să vii acasă. La această scrisoare, tânărul soldat, știind ce se va întâmpla cu el, i-au dat lacrimile și s-a așezat la masă și a scris o scrisoare scurtă. Spunând: mamă, tu mă aștepți să mă întorc acasă. Acum mă duc eu acasă și te voi aștepta. Știind ce se va întâmpla cu el, senin, cu durere în suflet, dar cu această puternică convingere că el se duce acasă și că acolo va veni și mama lui. Sigur că din această întâmplare posibilă pentru atâția, putem trage o adevărată și profundă concluzie. Ne ducem acasă. Ne ducem să-L întâlnim pe Tatăl, care ne este și Mamă. Ne ducem să-L întâlnim pe Dumnezeu, pe care a tins și tinde mereu viața noastră. Ne ducem la Stăpânul nostru, care ne-a iubit și ne iubește, care l-a trimis pe Fiul Său pentru ca noi să avem drum liber spre această casă.
Ați iubiți credincioși, mergând în cimitir, întâlnindu-i pe cei dragi în casa lor, sigur că ei ne spun și nouă, m-am dus și vă aștept și pe voi acasă, acolo, în împărăția cerească, acolo unde nu va mai fi plâns, nici durere, nici lacrimi, ci doar fericire veșnică. Iar Iisus, Cel care ne-a învățat și ne-a dat soluția ce însemnează viața și ce însemnează moartea, ne spune azi în Evanghelie că suntem fericiți și trebuie să fim fericiți dacă îl vom asculta, dacă vom împărți dreptate, dacă vom fi curați, dacă vom suporta persecuții, dacă vom rămâne cu El în comuniune. Noi avem o bucurie că îl avem pe Iisus, că îl avem pe Dumnezeu. Îi avem pe Sfinți și avem speranța că și noi într-o zi vom ajunge. Dar să nu uităm, trebuie să iubim pe ceilalți care au trecut înaintea noastră în ceruri sau în purgator, și mai ales să iubim pe toți ceilalți care sunt în jurul nostru, că facem parte din poporul Sfinților, în acest mare mister, misterul împărtășirii Sfinților. Să ne ajute Domnul ca dorința noastră, nostalgia noastră să se împlinească, căci neliniștită este inima noastră până nu se va odihni în Tine. Amin. Fraților prea iubiți, toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru întreaga lume, voim să ne amintim în chip deosebit de toți aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța celor care mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Descoperă tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne!
Părintea Totputernic și Îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților să eliberezi sufletele celor apostați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa lui, să lauda și mărire Dumnezeu, să reuși Domnul și Tatăl Sfântului. Primește cu bunătate, Doamne, darurile pe care ți le oferim pentru toți slujitorii Tăi adormiți în Hristos, pentru că eliberați de lanțurile morții prin jertfa unică a Fiului Tău, să se învrednicească de viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Vrednic cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este
să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În El ne-a strălucit speranța învierii fericite, astfel încât pe noi cei întristați de certitudinea morții să ne mângâie făgăduința nemuririi viitoare. Căci viața credincioșilor Tăi, Doamne, se schimbă, dar nu se pierde, și după destrămarea nestatornicei locuinți pământești, le este pregătit un lăcaș veșnic în ceruri. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Adevărat, Sfântești, Doamne, izvorul la toată sfințenia, Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răsmită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, noi episcopii, slujitorii Tăi nevrednici, cu tot și cu tot clerul.
Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toate cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. De porunca Mântuitorului și povățuiți de măsătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați din milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnește în toți vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca primind această jertfă, să sporești îndurarea Ta asupra slujitorilor Tăi răposați și după cum le-ai dăruit harul botezului, să le dai și plinătatea bucuriilor veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și acum înălțăm rugăciunea noastră specială pentru toți răposații familiilor noastre, pentru toți cei pe care am cunoscut, prieteni, binefăcători, includem în rugăciunile noastre și pe preoți, episcopi, toți cei care au lucrat pentru Biserica lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele lor, pentru ca răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Primește-ne în a Ta lumină, prea dreptule judecător, cu Tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către Tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru. Să ne rugăm, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încrederea prin învierea Fiului Tău. Te rugăm prin acest mister să-i dezlegi pe frații și surorile noastre de legătura morții și să-i primești în ceața aleșilor Tăi prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le lor, Doamne! Să se odihnească în pace! Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Credincioșilor și viața sfinților, Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău, te rugăm, fii milostiv cu slujitorii Tăi și învrednicește-i să te vadă în strălucirea veșnică.